mai cunosc, mă cunosc, dar mă onorează cuvântul de mă numesc Lehia Iacob, sunt prima dată aici și sunt foarte impresionată de ceea ce văd. Mulțumesc domnului doctor Cojocaru pentru invitație. Pot să spun câteva vorbe despre lucrurile. Păi, dumneavoastră, nu vă cunosc. Mă bucur să vă cunosc eu. În primul rând, văd spirala universală, care stă cu minte într-un colț, nu ne sufocă, dar ne ajută. Pe urmă, văd, sunt note muzicale, este o partitură. Nasturii ne leagă de pământ, roțile ne duc mai departe, trenul, ce să vă spun, copacule, sunt niște copaci extraordinari, nici nu știu ce-mi place cel mai mult, cred că am făcut deja o clasificare, copacii sunt superbi, trenul, să mă iertam, stau cu spatele la el. Trenule, iartă-mă, ești super, trenule, trebuie să mă duci acolo unde aș vrea și vreau la băiatul meu în Anglia, poate trenul mă duce. În Anglia este și fica mea la Leicester, așa că mergem împreună. Am văzut România, nu știam ce se întâmplă, România curge, absorbită sau România absorbe energie din sud? De ce e România așa? Chiar îmi venea să plâng, zic, cum țara mea să scurge așa? Nu, nu, așa ar vrea unii, din păcate. Nu, dar noi o considerăm că ea sevă de undeva, nu-i așa? Eu zic că ea sevă de acolo de unde trebuie și unde cineva, pe care eu îl numesc Bunuțu, va avea grijă ca această țară să fie grădina Maicii Domnului. Eu cred în acest concept din toată ființa mea și așa va fi. Și eu cred. Și nu se poate un popor care a suferit atât de mult fără să aducă niciun fel de daune altora să nu fie la un moment dat salvat de Bunuțu și să nu fie bine. Ia floarea soarelui, iubita floarea soarelui și ajung la infinit. Doamne, ce frumoase! Doamne, ce frumoase sunt! Ce frumos e infinitul, e pe cer. Infinitul este pe cer. Și închei, nu am ținut mult noi așa, o să închei cu, mă scuzați. Și trebuie să mă spun, o poezie pentru dumneavoastră. Nu știu când sunteți născute. 6 septembrie, pe cea. O excepțional, vedeți? Nu este nimic întâmplător pe lumea asta. Cu patria mea m-am născut într-o toamnă. Și cu patria mea am crescut cot la cot. Către ea, visul meu să-l îndrept, dacă pot, o voi face. Căci ea va înțelege ce înseamnă. Pentru patria mea săpat o fântână, ca din patria mea să pot bea, zi de zi. Eu nu plec astăzi, fie mâine ce-o fi, eu nu uit patria care mă ține de mână. Eu nu cer când nu dau, când nu cumpăr, nu vând și nici singur nu plec după singurătate. Patria crește în mine suprema dreptate, eu în ea sunt cuvântul, eu în ea sunt un gând. Eu rămân patria care mă ține de mână. Se numește, este de Grigore Grigore, poet din Dâmbovița, pe care am avut plăcerea să-l cunosc, după ce am recitat la telefon poezia. Vă mulțumesc, doamnă! Vă mulțumesc!